v-am povestit, mă, experiența mea din armată? Mi se pare că unora din voi v-am povestit. Hai că vă povestesc asta și după aia începem din nou. Reluăm live. Eram pe la finalul ciclului 3 la Bibani. Trebuiau să libereze ăia, pula mea, și au dat o mare petrecere în unitate. Nu se dau petreceri, dar na, de-aia am și pus ghilimele. Și petrecerea asta consta într-adevăr în alcool, făceau rost de alcool de unde făceau, sucuri și așa mai departe. Nu știu dacă aduceau și femei. Chiar nu știu. Nu, e greu. Când sari gardul să te duci la magazin, că na, în unitate n-ai voie să părăsești unitatea mai deloc. Când sari gardul să te duci să cumperi băutură și astea și le arunci peste gard, nu știu dacă poți arunca și curve. E greu să arunci o curvă peste gard. Am încercat. Așa. Au dat petrecere oamenii, eu eram în ciclu 1. Asta se înseamnă imediat după 4 luni de armata. Și ce s-a întâmplat? Că ăștia, după ce au băut, ei, pula mea, acolo, sucuri, alcool, dragi laci, și au petrecut toată noaptea, le-au aruncat în toalete, fraților. Doze de suc, doze de bere, cum au putut ei, le-au aruncat în WC-uri. Și s-au înfundat WC-urile. Camera, dormitorul meu, în care eram eu cu ceilalți soldați, prin camera mea trecea scurgerea de la WC-ul. O țeavă cam așa de groasă. Deci, gândiți-vă, ăsta e capul meu, țeava era cam așa. Și trecea prin cameră pe la mine. Cum dracului au depistat ăștia, nu pot să-mi dau seama, că se blocase WC-urile în țeava aia. Țeava aia era blocată de la noi din cameră. În armată, frate, n-ai bucătar, n-ai femeie de serviciu, n-ai mecanic, n-ai instalator, n-ai nimic. Noi suntem tot. Soldații, unul din 400 de soldați trebuia să fie apt de ceva în lumea asta, să știe să gătească, să spele, să pana mea. Bine, că nu-l punea nici dracu pe ăla să spele hainele a 199 de soldați. Trecem peste asta. Începe lumea să vorbească, bă, s-a înfundat WC-ul aici, cine desface țeava? Țeava, bineînțeles, fiind formată din două sau mai multe bucăți care se prindea în prezoane, în șuruburi. Și am zis, bă, frate, nu se băga nimeni să desfacă ăla, am zis, bă, mă duc eu. Am urcat pe al doilea pat supraetajat, că era sus pe tavan în pula mea țeava, și am început să desfac la șurub. Mă uitam jos la soldați, la colegii mei de cameră, care stăteau cu sergentul lângă ei. Se uitau la mine ca curcile în copac. Și eu desfăceam la șuruburi, la prezoane acolo. Cronț, 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 cronț. Am desfăcut două, trei, am început să le slăbesc, fiindcă știam și eu din viața de zi cu zi, din civilie, că nu trebuie să le desfaci de toți și să le scoți, ci trebuie să le slăbești pe fiecare în parte. Și am început să le slăbesc. Bang, 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 bang. Aveți cuvântul meu. Cred că erau vreo 8 șuruburi. La al șaselea s-au desprins țevile. Au făcut puțin așa. Când? Fără să exagerez, oameni buni, imaginați-vă jet de la despălătorie, dar cu o rază mult mai mare, cam așa. Deci, dacă jetul de spălătorie ajunge undeva să aibă la baza finală, unde se transformă apa în pulbere, cam așa de mare să fie jetul respectiv, stai că nu știu cum dracu să arăt. E, gândiți-vă că la mine era de 2-3 ori mai mare jetul ăla de căcat care țâșnise prin crăpătura aia pe mine, pe lungime. Deci era un jet de căcat cu o presiune atât de mare, fiindcă nu am avut timp de reacție și era să-mi intre fix în gură, că n-am închis gura și eram, mă stropea în continuare căcatul pe față. Deci voi pricepeți rahatul ăsta? S-a făcut baltă de căcat în spatele meu în cameră. Era numai căcat pe jos. O baltă imensă de căcat în toată camera. Cred că nici 20% nu mai era din cameră uscată. Era plină de căcat, de pișat, de fecale, de tot ce vreți voi. Eu nu mai zic că eram fix în fața ei, că na, aici eram, pula mea, erau șuruburile, frate, și eu le desfăceam aici, mi-a țâșnit aia fix în muie. Numai căcat. Deci era scurgerea de căcat. În următoarea clipă, când jetul a început să-și piardă din intensitate și s-a, cum să zic,
a pierdut din intensitate și n-a început să mai țâșnească, ci pur și simplu a început să curgă din ce în ce mai ușor și până la urmă a început să picure. Eu am rămas acolo plin de căcat. Toată lumea era uimită la mine și se uita. Oh my god, nu pot să cred ce s-a întâmplat. Căcat peste tot. Băi, era căcat mai rău ca în filme. Mai rău ca în filmele de comedie. Inclusiv eu cocoțat pe două paturi, frate, maro tot. În următoarea clipă, sergentul a zis, deci mă jur că eram cu ochii închiși așa și cu gura închisă și l-am auzit în dreapta: dați drumul la dușuri! Fii antenă, el a zis. Direct, mi-am dat seama. Eu trebuie să mă duc acolo. Mulțumesc pentru mine, s-au dat drumul la dușuri cu apă caldă. Mă bucuram că fac duș cu apă caldă, că... Na, apa caldă în armată era destul de puțină și trebuia să te grăbești cu încă vreo 3-4 inși care... V-am mai povestit asta, cum făceam duș în armată. Cu 3-4 inși în pulele goale, toți la o dâră de apă, așa, ne băgam sub ea. Poți să mă bag și eu să îmi dau cu săpun? Te rog! Te rog, ești invitatul meu! Bagă-te! A fost nebunie. Și nu glumesc, fraților, e poveste reală, true... Cross my heart and hope to die. M-am dus la duș glonț, toată lumea se dădea, ziceai că e marea când vine Moise. Eu eram Moise, iar ei erau marea. Și se dădeau la o parte, iar eu treceam printre ei. Le mulțumesc că mi-au făcut cărare și că nu m-am împiedicat nimeni să ajung la dușuri cu apă caldă. Slavă Domnului! Bineînțeles că hainele nu le-am mai spălat, le-am aruncat instant. Am zis, frate, n-am cum să mai păstrez hainele astea. DRG, bine ai venit, frate, în comunitate. Da, e nasol, frate. Atunci mi-am zis în felul următor: după ce eram spălat, încă miroseam a căcat. Bineînțeles că după ce am venit din duș, curăță camera de căcat, frate. Cine o curăța? Tata, mama, sergentul. M-am întors de la duș fericit, mă. Când m-am uitat, oh my god. Scoate, frate, cu fărașul. Strângeam cu fărașul căcatul și îl puneam în găleți de pe jos, după aia, după ce s-a curățat cu apă, aruncam apă mai multă să se dizolve căcatul, iar o scoteam cu fărașul, după aia iar cu mai multă apă, până când a rămas doar apă, dar mirosul ăla, timp de 2 săptămâni a rămas în camera acolo. Oricum, ziceau colegii mei, frate, nu să calci în căcat, să ai noroc, să ți se întâmple așa ceva. Și după ce am terminat armata, tot așteptam să mi se întâmple norocul ăla. Bă, n-am călcat în căcat. A țâșnit la propriu căcatul pe mine, frate, m-a acoperit în căcat. Ar trebui să fiu cel mai norocos om din lumea asta. Momentan, na, eu zic că sunt norocos, dar nici chiar așa. Nu, frate, n-am învățat arte marțiale, nu, n-am avut nicio treabă cu artele marțiale, dar în schimb am învățat să fac flotări la 5 dimineața, frate, la minus 15 grade. Îmi pun. Cu sacul ai căcatul. Da, m-am făcut de căcat, m-am făcut la propriu și la figurat, frate, de căcat atunci, dar nu mi-a fost rușine, fiindcă, băi, să vă spun partea bună a poveștii în pula mea, acolo era înfundată, frate, am scos doze de bere, de unde dracului credeți că știu eu cu ce am înfundat ea WC-ul? Eu le-am scos de acolo, frate, ulterior, în pana mea. Acolo era înfundată țeava. După ce am scos alea de acolo, toată lumea s-a putut căca liniștită, frate, că eu am fost eroul pe care s-au căcat alți.